Vă salut, dragii mei! Bine ați venit la un nou videoclip! Sunt Ioana Pavel, psiholog și consilier spiritual și în acest videoclip vreau să vă vorbesc puțin despre foamea spirituală. Pentru a înțelege ce este foamea spirituală, cum se manifestă ea și cum se vindecă, cum se împlinește, este necesar să înțelegem că noi suntem ființe spirituale, încarnate. Suntem ființe divine care avem un corp. Okay? Corpul nostru este cel ce adăpostește sau îmbracă sufletul nostru. Aceasta este esența noastră, sufletul. Știu că de multe ori se spune că corpul este cel care adăpostește cumva sufletul. Însă eu am găsit prin analiza personală, prin cercetarea mea, faptul că sufletul este cumva peste tot în corpul nostru. Așa că eu nu le-aș, să spun, delimita și n-aș face o distincție foarte, foarte clară. Sufletul nostru se manifestă prin corpul nostru. De aceea există și în psihologie această concepție, acest fenomen de somatizare. Da? Somatizarea nu este nimic altceva decât manifestarea psihismului nostru, iată, sufletului nostru, a tot ceea ce înseamnă nevăzutul nostru în ceea ce se vede, în văzutul nostru, în trupul nostru. Cu alte cuvinte, toate durerile, toate tensiunile pe care le resimțim în corp, da? La nivel de cap, de gât, de urechi, la nivelul membrelor noastre, dar chiar și la nivelul organelor interne, sunt doar niște mesaje ale sufletului nostru. În acest sens există multe dicționare și studii, tratate legate de specificitatea acestor mesaje, da, la nivelul corpului și la nivelul organelor interne. De exemplu, în studiul lui Lise Bourbeau despre răni emoționale, aceasta a găsit chiar faptul că fiecare rană emoțională esențială pe care o are sufletul care s-a încarnat în această viață formează corpul, adică dă o anumită formă corpului. De exemplu, rana emoțională de abandon cu masca dependentului dă forma corpului puțin aplecată. Ca și cum corpul acela ar transmite, sunt o victimă, sunt neajutorată, am nevoie de ajutorul tău, nu mă descurc singur sau singură. Sau corpul de rigid, cu rana de nedreptate, care e un corp cumva numai piele și oase, cum s-ar spune, exact rigid, foarte țeapănă așa, foarte drept, spre deosebire de corpul dependentului, da? Și care exact asta transmite. Eu sunt un om corect, eu nu sunt un om care nedreptățește, te poți baza pe mine, știi? Totul este în regulă aici, cu mine. Transmite asta. Însă dacă vom studia în amănunt rănile emoționale, vom vedea că dacă un corp este format în funcție de rana emoțională esențială, acel om va răni la rândul lui, exact în ceea ce el spune că e as. De exemplu, un rigid va lovi exact în a fi corect, în a fi drept și va fi și el nedrept cu ceilalți, tocmai pentru că este o rană. Cu alte cuvinte, corpurile noastre poartă amprenta sufletului nostru. Și aici mă refer la tipologia de suflet, să spunem, da? Dacă există anumite carențe în
în felul nostru de a gândi, de a vedea viața, dacă nu înțelegem anumite legi spirituale, da? Sau dacă pur și simplu am venit în această viață să învățăm anumite legi sufletești, ok? Atunci, pur și simplu, poate că vom avea anumite mesaje, anumite dureri din corpul nostru, tocmai pentru ca rezolvându-le, da, ascultând corpul nostru, ascultând mesajele din durerea pe care ne-o transmite organul care ne doare, da, să acceptăm, da, anumite răni, poate să ne smerim, da, și să ne învățăm lecția pentru care am venit în această viață. Sigur că noi, fiind în corp, avem programe, să spunem așa, de foame și de sete. Deci corpul, la nivel de corp, da, avem nevoie să ne hrănim, să mâncăm mâncare, da, cât mai vie, ca să ne păstrăm corpul vital, și să bem, da, să avem apă în corp. Bun. Însă, există civilizații trecute, dar există și oameni în contemporanul nostru care se hrănesc cu foarte puțină mâncare și mai mult cu lumină, cu meditație și cu rugăciune. Practic, acele suflete au depășit condiția aceasta de corp. Și și-au depășit nevoile și durerile din corp, da? Atât de mult încât au ajuns să nu mai simtă nevoia să împlinească nevoile stricte ale corpului. Au ajuns să-și depășească nevoile de bază ale corpului și să împlinească doar cele care sunt în spatele acestor nevoi, și anume cele ale sufletului, da? Cu alte cuvinte, foamea aceasta spirituală de care vorbim, da, este o foame neustoită, sufletească. Este un fel de dor după cer, da, cum spun unii sfinți din cultura ortodoxă. Este un fel de vreau acasă, acasă în cer. Da, este un fel de, nu mai pot aici, aici nu este casa mea, aici pe pământ, da? Este efectiv, cumva, această normală și firească reacție a unui corp încarnat care vrea să fie umplut și împlinit altfel. Ok? Cine nu știe acest lucru și când nu știm acest lucru, ajungem la boli trupești, pentru că noi ne hrănim cu foarte multă mâncare, da? Având impresia că ostoim de fapt acea foame spirituală. Ok? Deci pentru că corpul nostru resimte chemările sufletului, da? El face, adică noi lăsăm pe el să ne să ne controleze sau să ne direcționeze către cum știe el să-și umple această foame. Da? Adică cu mâncare fizică. De aceea apar bolile trupești, de aceea apare obezitatea. De aceea noi facem o dublă traumă. Da? Noi ne traumatizăm corpul pentru că l-ascultăm. Ascultăm ce ne spune el, în sensul că facem ce ne spune el. Și nu asta trebuie să facem. Noi trebuie să ne ascultăm corpul, să auzim durerile din corp, dar să lăsăm sufletul să ia deciziile. Și să ne dăm seama că în spatele tuturor acestor dureri pe care noi le resimțim la nivel de corp, se ascund niște cauze subtile. Ok? Așa cum am spus și la început. Practic, sufletul nostru își dorește o iubire totală. Își dorește să fie cu adevărat hrănit, da, la nivel spiritual.
cum se poate hrăni spiritul nostru? Cum se mănâncă spiritual, să zicem așa? Păi ceea ce ne-ar ajuta cel mai mult este să fim congruenți cu noi înșine. Adică trup, suflet și minte. Există culturi, da, și religii care, să spunem așa, condamnă corpul sau care condamnă mintea. Ei, sau care ridică în slăvi doar sufletul. Noi suntem ființe divine încarnate. Noi nu trebuie să condamnăm nimic. Totul e bine așa cum este. Noi suntem dotați cu acest corp, cu această minte, da? Și avem sufletul care le cuprinde pe toate. Noi nu putem să ne preocupăm doar de un singur lucru. Da? Instrucțiunile de folosire sunt așa. Sufletul este șeful, să spunem, da? Corpul este cumva caleașca, să zicem, da? Ceea ce este ceea ce ne duce pe acest drum, da? Este vehiculul, da? Este vehicul, este mașina noastră. Avem o mașină frumoasă sau mai puțin frumoasă, mai, care are nevoie de dotări, dar pe care o conduce sufletul. El este șoferul, da? Și mintea noastră, care să zicem că este, sunt acolo panoul de comenzi, da? Panoul de comenzi, dar pe care sufletul trebuie să le apese și din când în când își pune mintea, da? Să, poate sunt niște automatizări acolo, da? Dar totul este guvernat de acest spirit, de acest suflet. Bun? Și cum anume ajungem să fim astfel de, așa, congruenți? Păi vă spun niște practici pe care pe mine personal m-au ajutat și alte mii de oameni. Foarte mult ajută nemișcarea. Deci, pur și simplu starea în nemișcare a minții este vindecătoare. Privirea, observarea minții, da? Modul în care ea gândește, munca pe care ea o face acolo, trebuie observată. Ea este un slujitor al sufletului. Așa cum am spus, panoul de comenzi. Ea vine cu niște sugestii către noi. De să facem chestia aia, să trecem pe strada pe acolo, să reacționăm așa în fața acelui om. Deci ea vine cu sugestii, da? În funcție de ceea ce a fost învățată, în funcție de valorile, da? Că sunt acolo foarte multe lucruri pe panoul de comandă. Și atunci sufletul dispune. Deci mintea propune, sufletul dispune. El alege. Da? Și totul se manifestă în corp. Deci în corpul nostru. Deci apoi, după ce sufletul dispune, pune cumva corpul să se miște în direcția potrivită. Da? Dar mereu trebuie consultată acest suflet. Și dialog între suflet și minte, iar mintea trebuie cumva stăpânită prin nemișcare. Pe de altă parte, mișcarea e foarte bună, dar gândită cumva. Yoga, pilates, dans, da? Ajută foarte mult la simțirea corpului, la eliberarea de energii negative, la acumularea de energie pozitivă, de lumină cerească. Da? O practică pe care eu o fac este efectiv să stau liniștită și să-mi chem lumina cerească, da? Să mă inunde. Da? Și simt că mă acoper efectiv cu o lumină care nu e de la mine. Da? Este cumva, eu sunt o picătură din ocean, sunt un suflet într-un suflet cu S mare, mai mare. Și chem această lumină să mă protejeze. Da? Și să se unească cu picătura mea de apă, cu sufletul meu, care e picătura din sufletul mare. Bun. Rugăciune, meditație mai ajută. Acum, meditația poate fi orice faci,
într-o stare efectiv de relaxare, de consultare a minții și, apoi de manifestare în corp. Cu observare, cu atenție, cu respirație, iată o altă practică cu respirație profundă, da. Cu jucarea asta între mișcare și cu jocul acesta între mișcare și nemișcare, da, ajută mult. Și în general recomand bucuria, un suflet vesel. Orice îi face să te bucuri, să fii cumva să înțelegi, să fii mereu în înțelesul acesta că ai venit să te bucuri de acest pământ, nu ai venit să te întristezi, să-ți observi de fapt tristețea, pentru că atunci când ea apare, este un semn, trebuie să vezi acolo de unde a apărut, ce program s-a activat, deci vezi în panoul de comenzi, în minte. Ok? Asta am vrut să vă spun despre foamea spirituală, sper că v-a fost de folos. Distribuiți acest videoclip dacă îl considerați util și pentru alte persoane și vă aștept și la alte videoclipuri. Pe curând!